Dați-vă, prășteați-vă, prășteați-vă, chiar vă dă, că mă ești. Haideți și dumneavoastră. Ești că mă simți de zis. Da, bă. Haide, face-a. În general, seara se fac întâlniri la CP, adică oamenii din acolo și mai stau de vorbă despre mașini. Ce s-a întâmplat? Eu eram singur la mașină. Deci, atenție, eram singur la mașină la ora 22:10. Reamintesc oamenilor că după ora 11 este interdicția, după ora 23, corect? Și a venit o doamnă jandarm și așa pe un ton poruncitor mi-a zis să plec de acolo. Și am întrebat-o cum o cheamă, eu vreau să depun plângere, pentru că nu mi se pare normal să mă trimit acasă ca așa vrea dumneai ei. Dacă avea o dispoziție legală, tot respectul. Ce vreau să spun este că nu toți jandarmii sunt la fel. Cei mai mulți sunt buni. Și cei mai mulți angajați ai Ministerului de Interne sunt oameni ok, dar mai sunt și oameni care se comportă în halul ăsta. Și a venit la mine și efectiv când a venit, m-am agitat un pic pentru că mi se părea clar un abuz. După aia a venit și colegul ei și mi-a zis să-i dau buletinul, am întrebat cum o cheamă, nici n-am apucat să scot buletinul și m-a luat așa cu forță, așa cum se vede pe filmă. M-a dus în mașina lor. După care mașina lor au început să țipe la mine, să strige la mine, să folosească tactici de astea psihologice. Dau că ce faci tu aici, că ce, adică nu se comportau așa cum conform normelor metodologice. Și așa cum sunt o grămadă de abuzuri ale unor jandarmi, repet, nu toți jandarmii sunt la fel. Ale unor jandarmi care se comportă în halul ăsta cu cetățenii. Păi când mi-au scris amenda, ce puteau să-mi facă? Că eu știam că n-au ce să-mi facă, pentru că eu m-am comportat conform legii. Problema știți care este? A venit după aia un jandarm și mi-a spus, bă, noi facem ce vrem. Deci exact așa a zis, bă, noi facem ce vrem, dacă noi vrem să-ți dăm amendă, îți dăm amendă. Tu te duci și o contești în instanță. Da? Indicațiilor jandarmilor. Deci, atenție, era ora 22:10, se vede pe amendă. Pe amendă se vede ora 22:30. Uh-huh. Deci chiar și pe amendă se vede la ora 22:30 era amenda dată. Eu eram la 22:10, eram singur la mașină. Se vede pe filmări că eram singur la mașină. Eu nu s-a întâmplat absolut niciun scandal, dar erau oameni care s-au strâns la CP, pentru că în fiecare seară la Piața Constituției se strâng oamenii.